O să începem cu subiectul 1. Nu știu dacă știți asta, dar trebuie să menționez. La BAC, la subiectul 1, având în vedere că este grilă, nu trebuie să scrieți niciun fel de justificare de ce ați ales o variantă. Pur și, scrie, pur și simplu scrieți numele, numărul exercițiului și varianta pe care ați ales-o. Acum eu ce o să scriu aici o să fie cumva o ciornă. Nu o să fie foaia de examen propriu-zisă. Și la unul de obicei, e o relație de verificat și să alegem, nu știu. În cazul de față, trebuie aleasă relația care returnează valoarea 0 în momentul în care x are o valoare și y are o valoare. Cel mai simplu, înlocuim pe x și pe y cu valorile date în expresiile de mai jos. Și o să iau fiecare variantă în parte. Pentru a 3 ori x este 8, pot să scriu și aici ca să nu uit de fiecare dată la enunț, x e 8 și y este 6. 3 ori 8 plus uh, minus. 4 ori 6, egal cu, uh, chestia asta egal cu 24 minus 24 care dă 0, deci automat la varianta A, relația asta o să returneze 1 și nu e corectă pentru că noi avem de nevoie de expresia care returnează valoarea 1, deci varianta A pică. Super. Varianta B. Uh, la varianta B o să avem 8 plus 6 împărțit la 2, care trebuie să fie mai mare decât 8 modulo 6, plus 1. O, operația de modulo returnează restul împărțirii. Deci 8 modulo 6 aici ar trebui să returneze 2, pentru că restul împărțirii lui 8 la 6 este 2. O, și avem 8 plus 6 care este, sau pot să scriu așa, cu echivalent, ca să nu înlocuiesc direct. Echivalent cu 8 plus 6 împărțit la 2 vine 14 împărțit la 2. 7. Care e mai mare decât uh, 8 modulul 6 am zis că e 2 plus 1. O să fie, o să fie 3. 7 e mai mare decât 3. Chestia asta din nou e adevărată și varianta B nu este ok. Ok. Uh, not uh, x div 2. Deci avem 8 părți la 2, plus 2 egal egal cu 6. Uh, notul ăsta o să-mi nege ce am eu în paranteză. Adică eu dacă în paranteză am o relație care returnează valoarea 0, notul ăsta o să-mi facă din 0, 1. Așa că, de exemplu, relația C, dacă paranteza returna 0, cu notă în față, ea de fapt ar returna 1. Și invers, dacă returnează 1, o să returneze de fapt 0 cu notul respectiv. Și avem not. 8 împărțit la 2 este 4. 4 plus 2 6 și o să fie 6 egal egal 6. Și chestia asta am zis că o să returneze 1, 6 egal cu 6, într-adevăr, și o să avem not 1, care e egal cu 0. Deci, varianta C ar trebui să fie varianta pe care o alegem noi. Ar trebui să fie varianta corectă. Și o să scriu aici sus, 1C. Ca să fiu sigur că am făcut totul bine, chiar dacă am găsit varianta pe care o vreau eu, pentru că la BAC e o singură variantă de răspuns, tot ar fi bine să verific și restul variantelor. Că poate am făcut un calcul greșit. Și D-ul, verific rapid, x minus y plus 3, x este 8 minus 6 plus 3, diferit de 0. Echivalent cu 8 minus 6, 2, 2 plus 3, 5, 5 este diferit de 0, da. Și chestia asta o să returneze 1, dar noi nu avem nevoie de 1, avem numai nevoie de varianta greșită. Și asta e la problema numărul 1. Hai să vedem problema numărul 2. Subprogramul este definit ală alăturat. Indicați valoarea. Ok. Despre, observăm că e un subprogram recursiv și despre abordarea exercițiilor de genul ăsta am și un video pe YouTube uh, unde fac și exerciții puțin mai complicate recursive, cu mai multe apeluri în interior și poate sunt utile. Avem FD38627. 3, 8, 6, 2, 7. cu cine e egal? Avem o variabilă C. În dacă e egal cu 0, return 9, no, nu, nu e cazul nostru. Și îi atribuim lui C valoarea FDN de N div 10. Și pot să scriu chestia asta. C ia valoarea FDN de N div 10. Și aici o să fac verificarea. Dacă N modulo 10, adică N modul 10 în cazul nostru nu e N div 10 mare. Atenție că foarte mulți se încurcă la chestia asta că N modulo 10 în loc să fie 7. De aici o să fie 2. Că au considerat că se împarte N la 10 și rămâne salvat. Dar nu rămâne salvat nimic. Aici se compară cu 7. Că asta e ultima cifră. Mai mic decât ce? Și ce un nostru, după cum am zis, este apelul de aici. Ce pot face? este să verific apelul direct aici, să nu mai scriu direct variabile, să nu mai scriu variabile, să scriu direct în if. Ambele metode sunt ok, acum acum e mai ușor pentru voi de înțeles. Și dacă e mai mic, ar trebui să returnez n modulul 10, deci trebuie să returnez valoarea mai mică dintre n modulul 10 și apelul ăsta. Să mă gândesc. Pot să scriu chestia asta și mai simplu. Minim dintre astea două. Pentru că exact asta face IF-ul. Verifică dacă ultima cifră e mai mică decât C și dacă e mai mică o să o și returneze, dacă nu, uh, returnează uh, returnează cifra C. Da, cifra C, că e o cifră. Ok. FDN div 10, ăsta de aici este val, uh, numărul ăsta mare, numai că fără ultima cifră, adică 3862. F de 3862, o să fac exact același lucru, minim dintre ultima lui cifră, adică 2, și F de 386. Cred că v-ați și dat seama ce face algoritmul, dar o să rulez până la capăt. F de 386, minim dintre 6 și F de 38. F de 38 egal cu minim dintre 8 și F de 3. F de 3 o să fie minim dintre intră din nou, de, nu intră în info și nu se oprește, o să treacă mai departe și iarăși o să compare pe 3 și cu uh, 3 împărțit la 10, care este 0 acum. Și pe f de 0, la f de 0 nu o să mai intre în ce ăsta, o să se oprească în nif pentru că e egal cu 0 și o să returneze 9. Deci egal cu 9. Pentru că am terminat cu subprogramul, eu o să pun punct și virgulă aici, ca să știu că subprogramul meu este gata, apelul meu este gata și pot să trec Uh, să revin, de fapt, cu, recurs, cu recursia la apelurile anterioare. <coughs> și acum o să calculez minim dintre 3 și în loc de F de 0, voi scrie valoarea lui F de 0. Când mi-a dat efectiv F de 0 și mi-a dat 9. Minim dintre 3 și 9 este 3. Aici o să compar minim dintre 8 și 3. Care este 3? Minim dintre 6. Și 3. De ce 3? Că e F de 38 pe care l-am calculat aici și egal cu 3. Aici am minim dintre 2 și 3, pentru că F de 386 e egal cu 3 și programul nostru returnează 2 și minim dintre 7 și 2 și programul nostru returnează 2. Varianta A. Ok. Utilizăm metoda backtracking, trebuie să verificăm A8 a opta soluție generată. Observăm că avem niște proprietăți. Mulțimea de valori pe care o poate avea permutarea noastră nu e permutare, e soluție. Mulțimea de valori din care poate fi construită soluția e 1, 2. Proprietatea e că nu există mai mult de două cifre de 1 pe poziții consecutive. Mai mult de două, adică putem avea 1, 1, dar nu putem avea 1, 1, 1, de exemplu. Primele cinci soluții sunt 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2 și 1, 2, 1, 1, 2. Ok. La backtracking uh, trebuie să luăm efectiv gândirea brută. Nu o să ghicim care sunt soluțiile. O să luăm toate posibilitățile și le păstrăm pe alea care sunt soluții. De exemplu, avem aici 1, 2, 1, 1, 2. backtracking back cum funcționează? Uh, ia să verificăm aici. Deci, avem, asta e prima soluție determinată. 1, 2, 1, 1. Ok. Din ultimul 1, ultimul 1 poate să mai ia valoarea 2. Și o să transformăm din 1, 2. Și de aici are iese cea de-a doua soluție. 1, 1, 2. 1, 2. Acum, pe ultimul număr nu mai avem ce valori diferite să-i dăm. Și trecem să modificăm număr, uh, ul, da, penultimul număr din șir. Și unul ăsta o să devine 2. Și prima valoare pe care o poate lua ultimul element, acum este din nou 1. Că obținem total uh, o soluție nouă. Și din nou, 1 ăsta se modifică și o să devină 2. Și acum nu mai avem ce să modificăm la ultimul element. Din nou, revenim pe penultimul element, dar nici aici nu mai avem ce să modificăm. Pentru că deja i-am dat și valoarea 1 și valoarea 2 și am obținut toate soluțiile posibile. Și trebuie să revenim pe antepenultimul element, sau pe al treilea element, că e mai ușor de zis așa. Și îl facem 1. Doar că dacă îl facem, de fapt nu, al treilea element nici el nu îl putem modifica, pentru că îl aveam doi aici și el nu putea să fie niciodată 1, pentru că dacă aveam 1 aici, nu aș fi respectat uh, proprietatea de aici, că nu există mai mult de două cifre de 1. Aș fi avut mai mult de două cifre de 1 consecutive și de asta aici e 2. Și nu îl putem modifica nici pe al treilea element din și trebuie să-l modificăm pe al doilea acum. Și modificându-l, obținem 2. Și prima soluție care ar fi trebuit să fie era 1, 2, 1, 1. Dar aici, din nou, nu respectă proprietatea. Așa că, din nou, modificăm ultimul element. Și asta e cea de-a cincea soluție pe care o obținem. Acum, ca să obținem pe a șasea. nu putem modifica ultimul element, așa că trebuie să revenim. Și o să avem 1, 2, o să-l modificăm pe antepenultimul și prima soluție cu antepenultimul să fie 2, o să modificăm pe penultimul, scuzați, nu antepenultimul, și prima soluție ca penultimul să fie 2, o să fie ca ultimul să, să aibă valoarea 1. Și putem avea două posibilități. 1, 2, 1, 2, 1 sau 1, 2, 1, 2, 2. Astea sunt cele două posibilități. O să separ cele pe care le-am scris eu de cele care erau date de, de exemplu. Ok. Acum hai să vedem următoarea posibilitate. Ar vrea cineva să răspundă? Ridicați mâna. Cred că 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. De ce? Deci nu-l putem modifica pe ultimul, trebuie să revenim. Nici pe penultimul, iarăși, nu-l putem modifica. Și revenim pe al treilea element, îl facem 2. Și prima soluție posibilă 1 2 2 1 1. Mersi, da. Și a doua soluție obvious e 1 2 2 1 2. Dar modificăm pe ultimul. Noi avem nevoie de -a câta? De a opta. Noi avem până acum 5. A, cinci... ah, de fapt aveam aici a opta. 1 2 2 1 1. Și avem varianta B. Un arbore are 10 noduri numerotate de la până la Ok. Cel mai ușor la exercițiile de genul unde aveți Clar, muchile este să faceți desenul. Deci, chestia asta cred că se poate rezolva și fără desen, nu-i nu nu nicio problemă. Și ca să fac desenul, să folosesc GS Paint. Avem muchile 1, 2, 1, 3 și 1, 5. Lanț elementar, din câte știu, e un lanț care trece o singură dată prin aceleași noduri, prin aceleași muchii. Oricum, dacă vă dați seama pe e un singur lanț care leagă. Noi avem nevoie să legăm nodurile 6 și 7 și un singur lanț care leagă nodul 6 de nodul 7. Lanțul 6 1, 1, 3, 3, 4, 4, 7. Și avem lungimea 1, 2, 3, 4. Ar trebui să fie varianta D. Vă indicați numărul grafurilor neorientate distincte cu 5 noduri care se pot construi. Două grafuri distincte dacă, sunt distincte dacă matricele lor de adiacență sunt diferite. Formula era 2 la puterea numărul de noduri ori. Nu. Ba da, cred că e ok dacă scriu așa. Numărul de noduri ori numărul de noduri minus 1 totul supra 2. Sau combinări de înlate câte două. De cu matematica, eu nu prea știu mate și încerc să explic la, oameni. Um. și varianta e automat 2 la puterea 5 ori 4 supra 20, adică varianta C. Subiectul 2, am uitat să notez sub subiectul 1, cred. Să notau cu amăzul OP și cu pe partea întreagă, scrieți valoarea care se afișează în urma executării algoritmului. Cel mai simplu cu un tabel de valori, adică Aici o să am notate variabile care se modifică. Se modifică și K, o se modifică și N, se modifică și C, se modifică și P. -ul. Ok. Valoare, valoarea, care se citesc sunt 2, 9, 6, 3, 8, 5. 2, 9, 6, 3, 2, 9, 6, 3 8, 5. K are valoarea 3. Ok p se inițializează cu 1. da, și ce o să se calculeze pe parcurs? Să vedem ce face algoritmul. Cât timp n este mai mare decât 0, CEA e în modulul 10, adică ceia 5. Dacă K e mai mare decât 0, da, este mai mare. Dacă ce modulul 2 egal 1, da. ce modulul 2 egal 1 verifică dacă ultima cifră e impară și este impară. P egal cu pe orice, adică 5 a 5, ori, uh, da, Ups. 1 ori 5, care este egal cu 5. Ok. Ieșim din dacă, și din dacă, ăsta e n n 10 mm, cred că e ok să scriu aici de desubt, ca să nu tragă linia de fiecare dată, 2, 9, 6, 3, 8, pentru că trebuie eliminat ultima cifră, și capa a k cap minus 1, 2. Ok. Trecem din nou, ce e valoarea, intrăm din nou în cât timp, ce e valoarea în modulul 10, adică 8. K e mai mare decât 0, da, ce e modulul 2 egal 1, nu. Și P, A, nu se mai execută, deci nu mai intră în if, pentru că ce este par, nu este impar. Ieșim din K, N, A, N, 10, 2, 9, 6, 3. Și K -a e K -a minus 1, adică 1. Ok? Intrăm din nou în în uh, cât timp? N e mai mare decât 0, da. Ce a ultima cifră? Adică 3. K e mai mare decât 0, da. Uh, ce este impar, că este 3. Și avem 3 ori 5, care este egal cu 15. Ieșim din if și avem n a indiv 10, 2, 9, 6. K a k minus 1, 0. Și acum cred că degeaba continuăm, adică nu, nu, se mai modifice pe orice ar fi, pentru că capa nu mai este mai mare decât 0 și noi avem nevoie să afișăm pe, avem nevoie să afișăm variabila P. Deci, aici dacă o să continui, pot să scriu chestia asta rapid. Aici o să fie 6, o să scadă K, o să devină minus 1. Oh, pe rândul nou, că prima dată fac împărțirea 2, 9, minus 1. Intră din nou, o să ia c 9, 2, minus 2, intră din nou SACU 2 0, minus 3 și nu mai intră. Așa se oprește programul și afișează 15. Ok. Ce face programul? Ca să ne dăm seama pentru B, pentru că la B trebuie să dăm niște valori de obicei. Programul ia cifrele impare, ultimele capa cifre impare, da, și le mulțește. Deci, da, ultimele capa cifre impare. Uh, de fapt, ultimele capa cifre și le mulțește numai pe ale impare, chiar. Că la noi capul scade orice ar fi, chiar dacă e par, chiar dacă nu e impar. Deci ia ultimele capa cifre, în cazul nostru 3, și returnează, mă rog, afișează produsul lor. Hai să vedem la B cine cere. Dacă pentru capa se citește 4, scrieți cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul care pot fi citite pentru N. Astfel încât pentru fiecare dintre acestea, în urma executării algoritmului, să se, se afișeze valoarea 1. Cel mai simplu, deci să, să se afișeze valoarea 1, înseamnă că pe unul nostru nu se modifică. Deci trebuie pentru cea mai mică valoare să aibă multe, 0 ori la final. Deci 10 la 4, cred că 10 la 4 e. 1, 2, 3, 4. Ăsta cred că e cel mai mic număr. Nu? că ultimele patru cifre sunt 0 și nu intră niciodată să modifice PP. Și maxim ne trebuie intervalul închis [10 la 5], deci cel mai mare număr din intervalul închis 10 la 5, intervalul deschis, scuze. 10 la 5 este 99.999, dar nu ăsta poate să fie numărul pentru că avem ultimele patru numere impare. Deci Ultimele patru cifre sunt impare și noi ar trebui să avem ultimele patru cifre e pare. Deci o să avem cele mai mari, cea mai mare, de fapt, cifră pare e 8. Și cred că trebuie să punem, trebuie să punem aici 4 de 8. Deci, ăsta ar fi cel mai mic și ăsta ar fi cel mai mare număr. La ce trebuie transformat? din uh, pseudocod în C++, mare atenție, scrieți de la eu string până la return 0, nu scrieți numai bucata asta de cod, pentru că uh, cere algoritmul corespunzător și si algoritmul corespunzător nu e doar ăsta de aici. Problema, scopul e să, dacă ai copia codul de pe foaie, să zic pe un compilator, cum e CodeBlocks, uh, sau mă rog, pe un ID, cum e CodeBlocks, uh, să funcționeze. Așa că o să trebuiască să de la include până la return inclusiv. In space to do, int main. Două secunde ca să... A, așa. Declarăm variabilele. De obicei, dacă scrieți pe foaie, în momentul în care declarați variabilele, asta e, să zic, general valabil în tot subiectul, nu doar aici. Mare atenție că aici ați putea să vă lăsați să zic, când ați declarat o variabilă, nu e neapărat să puneți la final punct și virgulă. Vă lăsați spațiu și în cazul în care pe drum ați uitat niște variabile, să le puteți declara foarte ușor, ca să nu îngroșați. Asta dacă nu scrieți pe ciornă, că poate dacă scrieți pe ciornă și uh, transcrieți, vă dați seama ce variabile ați uitat sau ce să declarați direct, să nu mai aveți nevoie. Și recomand să nu scrieți direct pe foaia de examen, că totuși este trei ore la bac și ar trebui să fie destul timp să faceți de cel puțin două ori subiectul. Uh, pe, ok. Ca să văd și ce scriem. Ce? Ok. Sin N, sin C. Pe egal 1. Să scriu puțin să fiu ordonat. Pe o o să-l pun chiar sus. Puteți să scrieți și aici, puteți să scrieți și aici pe egal 1. E același lucru. Uh, while n e mai mare decât 0, ce egal cu n în modulul 10, if k mai mare decât. tot uit să pun parantezele câteodată că la facultate faci 20 de limbaje și te dezobișnuiești pe parcurs. Deci, if k e mai mare decât 0, atunci trebuie alt if. Mm, aici ce am mai putea face, după cum puteți observa, aici pe egal cu pe orice, echivalent și cu pe ori egal ce. E același lucru. Pe egal cu pe orice. Cum în loc de ori egal puteți avea aveți plus egal, minus egal, multit, împărțit egal, nu contează. După cum puteți observa, if-ul ăsta de aici nu se execută decât dacă if-ul ăsta e adevărat. Și în if-ul ăsta nu se execută nimic în afară de, de chestia de aici. Și am putea să scriem o condiție multiplă, o condiție compusă. Ce modul 2 egal 1. Din câte am înțeles de la unii profesori de info, care sunt corectori și la BAC, ca să fiți 100% siguri, nu faceți așa ceva. Scrieți separat cu două if-uri, nu cu o condiție compusă. Că s-ar putea să nu, să, nu fie, să nu fie considerat ca fiind un algoritm echivalent. Deci încercați să vă limitați la exact cum scriem pseudocod. Să nu adăugați în plus. Um. P egal cu P orice. Ce mai am de făcut în while? N egal cu N div 10. Și K egal cu K minus 1. Sau K plus plus. Sau K minus egal 1. Sau multe alte moduri în care puteți scrie chestia Și la final se aud pe. Ok. Cred că am terminat cu punctul C. Cred că mi sau do cod un algoritm echivalent cu cel dat înlocuind într structura cât timp execută cu structură repetitivă cu test final. Da. Avem două posibilități aici. Execută cât timp să execută până... ah, return 0. Ba da, mersi, am uitat. Uite, vezi? Putem să scriem algoritmul ăsta ca execută cât timp să execută până când. Deci un fel de do while. Când do while tradus în de execută cât timp. Că e do while, cât timp. Uh, și până când în C++ nu cred că există traducere, propriu zis, adică să fie altă structură. Știu că există în Pascal, parcă. Dar nu, nu e relevantă chestia asta. O să copiez algoritmul aici. Ok, îl copia frumos. Și avem. Mare atenție. Prima dată o să pun structura și după aia completez. Execută. Până când? Până când? Și în până când trebuie să punem condiția de la cât timp, numai că negată. Adică, dacă n este mai mare decât 0, până când n este mai mic sau egal decât 0. De ce? Pur și simplu cum ați traduce în limbaj natural. Când sau cât timp să se execute algoritmul din interiorul <gâng> structurii repetitive? Până când, condiția asta este adevărată. Acum, dacă era cât timp aici, execută cât timp, ar fi fost n mai mare decât 0, automat. Dar mare atenție că mai avem o chestie în plus de verificat. Având în vedere că avem do-while, Trebuie. Exact. A Acum urma să zic dar. Uh, trebuie să, să, verificăm că ce avem noi în interior. Mă ce e semnul ăsta de aici? Văd că ia valoare nu s-a pus corect aici. Mă ce urât e semnul ăsta. Stai două secunde să le modific și după aia. Uh, trebuie să ne asigurăm că ce avem noi în interiorul, program, în interiorul structurii repetitive ar trebui să se și execute. Că la prima execuție Condiția asta nu este verificată și s-ar putea să intre degeaba aici să facă un pas în plus. Și nu mai este considerat algoritm echivalent, că face un pas în plus, deja nu mai e echivalent. Și trebuie verificată chestia asta. Cum verificăm? Dacă n e mai mare decât 0, abia atunci, atunci să se execute ce avem noi în interior. Ar trebui, mă rog, să tragă liniuțele astea aici, dar cred că v-ați dat seama ce e de făcut, nu, nu, știu dacă să le mai trag. Nu cred că se mai merită să mai pierd timp cu asta. Anyway. Trebuie adăugat un dacă în plus în momentul în care faceți uh, interschimba uh, modificarea structurii while în până când sau în, execută cât timp. Deci o structură repetitivă cu test final. Dacă schimbați invers, adică dacă aveți o structură repetitivă cu test final și trebuie să o transformați într una cu test inițial, adică cât timp trebuie să luați codul din interior, să-l copiați, să-l mai scrieți o dată înainte, că trebuie să se execute o dată. Deci, astea sunt particularitățile. Pentru ei nu am putea pune în sign că e natural? Ba da, și la și la ca, că zice că sunt ambele naturale. Bine, și pe uși ce au naturale, dacă e nu și capați naturale? Unsigned. Despre unsigned, pe scurt, reține doar numere pozitive, nu reține și numere negative. Super, hai să vedem doi atunci. Acum urmează un struct... A, un struct, da. Variabila ce memorează date despre o ciocolată. Denumirea gramajitatea expirării, expriori. Știm că expresiile de mai jos sau ca valoare... Ok. Scrieți definiția unei structuri cu eticheta care permite datelor pentru ciocolată să-și deci declarăți corespunzător variabila ce. Ok. Ca să declarăm un struct, scriem struct. Aici, dacă vrem să avem o denumire a structului, putem să-i scriem aici... Definiția unei structur cu eticheta ciocolată. Observați că ne cere eticheta, deci trebuie să-i spunem, să dăm o denumire. Denumirea se pune la început. Acum, de aici, declarăm simplu struct, numele, stractul, eticheta. Aici așa se, se cheamă eticheta, denumirea tipului de dată nou pe care îl creăm. Și trebuie să punem în interior câmpurile. Gramaj, care știm că expresiile nu prea zice gramajul. Dacă poate să fie întreg, poate să fie float. Da. O să pun întreg. Int, gramaj, apoi. Data e. A, de la data expirării. Observați că, că avem nevoie de o altă structură. O structură pentru dată. Uh, și am două variante. Pot să declar stract una afară. Să-i scriu struct dată. Să-i dau o etichetă. Și am int, zi, lună, an. Și pur și simplu aici declar dată, data e. Data e. Ca aici am zice data de la data expirării. Și chestia asta funcționează, ar trebui să primești punctaj maxim la bag nu ar, nu ar avea de ce să vă scadă. Sau mai există varianta a structurilor imbricate, așa se cheamă, adică structuri una în alta, și pur și simplu declarați tractul ăsta în interiorul stractului de aici. Stract dată, nu-i neapărat să puneți eticheta că nu ne trebuie mai încolo. Eticheta de obicei se pune în momentul în care vreți să mai declarați în altă parte variabila asta. Dar avem nevoie de dată doar în interiorul structului. Și struct zile zi lună, data, la final punct și virgulă, puteți să declarați aici variabila C, nu e nicio problemă cum am declarat la dată, sau puteți să scrieți ciocolată, ciocolată, C. Și cred că atâta. În secvența alăturată, variabila e este de tip întreg, variabile se pot memora, câte un și cu cel mult 20 de caractere, scrieți și se afișează. Ok, aici lucrăm cu șiruri de caractere. Uh, Sătrâcă pui, avem și S în care reținem prima dată. O să fac, nu știu dacă merită să fac tabel de valori. Ba da, o să fac, că mai am un I mai încolo și am două variabile și deja m-aș încurca. Uh, în ăsta rețin prima dată sănă, sănătatea. Și trebuie să afișez pe ecran. O să iau o nouă variabilă denumită ecran. Ea nu e variabilă propriu-zisă, doar în tabelul de valori. E variabilă ca să rețin eu mai ușor ce afișez de fapt pe ecran. Afișez lungimea șirului, care e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ok, I ia valoare 0. Parcur de la cât timp e mai mic decât să trilem de S. Ok. If S de I egal cu A nu, rămâne la fel. Deci trece mai departe. Deci eu o să crească cu 1. văd că doar pe else crește eu. Ah, da, trece mai departe oricum, că nu o să mai fie auri. Acum eu este 1, S de I o să-mi fie S de 1, adică A cred că știați deja că șirurile sunt indexate de la 1, de la 0. Uh, și acum este de egal cu A și intru un if. Și mai am și variabila T. Deci pot să scriu aici să mai au o variabilă în tabel T, ca să nu o încurc. Și fac să trec de T. Deci în șirul T pun toate elementele de, la, de pe poziția I plus 1. Care încep, da, de pe poziția I plus 1 în dreapta. Deci de la I plus 1, adică de la poziția 2, 0, cărănesc de la N, pentru că șirul e indexat de la 0, și am N, A, T, A, T, E, A. Chestia asta o să o pun eu în, în T. Asta e așa. Ok. Am pus asta în T și observ că sunt răcăpui de S plus I ia valoarea T. Adică sunt răcăpui de uh, S plus 1 o să pun după poziția S+, plus, da, după poziția 1, că teoretic aici sunt trimis niște pointe. Da, pe scurt, ca să nu vă bateți capul foarte mult, uh, pur și simplu, când, lipi, când copiați, nu mai copiați de pe prima poziție, adică nu schimbăm tot ciru, uh, schimbăm doar de la poziția I spre dreapta, adică de la poziția 1 spre dreapta. Și o să pun t adică o să am s care se păstrează, după cum am zis, că el rămâne și o să am t a t e a Și se modifică tot și adică dacă, mai am, dacă aici aveam mai multe caractere și aici aveam doar asta, astea nu se pun după, ele sunt șterse. Asta, mare atenție, că nu, nu, nu se păstrează și e foarte important. Ok. Acum eu e 1, intră din nou, nu e egal cu A, o să treacă pe 2, când trece pe 2 este egal cu A, și o să am t, a, t, e, a. De ce? O să am t, a, t, e, a în variabila t. Pentru că eu, când fac p, o să îmi pornesc de pe S, de, S plus um, I plus 1, adică de pe poziția 3. Și poziția 3 este 0, 1, 2, 3. T, a, t, e, a. Fac din nou înlocuirea de la poziția a doua, adică de la a. Și pun T-A-T-E-A. T -a. Dar cred că v-ați prins ce face algoritmul. Trec pe 3. Nu e. O să trec pe 4. O să-mi ia T-E-A. Și o să-l pun în, în T. Și în momentul de față, când înlocuiesc, o să am S-N-T. T, după, da, pleacă de la A, că e pe poziția 4 Uh, 0, 1, 2, 3. Ok. Da, era pe 3, aici nu era pe 4, dar tot acolo ajunge. Ea. Problema e că aici oricât aș mai rula, nu mai contează. Că eu nu mai am niciun amic. Mai atenție că trebuie amic. Poate unii v-ați fi încurcat aici că selectați mare și l-ați fi și pe mare, Dar trebuie numai amic și probabil de asta s-a și dat și cu uh, litere mari ca să. Să, cumva să încurce pe elevi. Și cred că ăsta e afișat, că nu mai avem niciuna. Uh, și afișăm spații ceva? Nu. Ar trebui să afișăm lipit. 9, no S, N, T, T, E, A. Da, un joc online cu engetoane poate fi jucat de un grup de capajucătă, numai că toate pot fi distribuite mult mod Sub programul are un singur parametru, reprezintă numărul de jetoane al unui joc de tipul precizat. Programul returnează numărul valorilor distincte pe care le poate avea K. pentru acest joc. Returnează 5? De... A, ah, cred că sunt divizorii, toți divizorii. Um, K -a trebuie să fie mai mare decât 2, deci sunt divizorii. O să fac chestia basic, o să calculez basic numărul de divizor, nu o să stau să fac eficient cu radical, cu Um, perechea de divizor, nu o să fac un for simplu. Um, deci avem sub program cum se cheamă joc, returnează un int joc, pentru că n-ul meu e maxim 10 la 4, -a. int n și int a ah, nu. Zice că returnează prin parametri. Prima dată o să fac varianta ineficientă și după aia o să fac pe eficientă. deci ce e basic? K, care reprezintă numărul total de posibilități și prima dată o să fie 0, un for de la doi, nu plec de pe 1 că nu aveam voie, până la N plus plus I și verific dacă N modulo I este 0, adică dacă I este divizor, crezi numărul de divizori. La final, de ce nu mă lasă? Ok, ciudat la N. N-am închis o acoladă? Eu vreau aici să scriu. Return capă. A, 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 efectiv, ăsta e numărul de divizori. Int main. Uh, în main o să testez, da. Dar ideea că trebuia sub program. Eu aveam nevoie de sub program și de asta am scris aici. Și acum testăm, dăm seaut joc de 12. Dăm run. Să dacă vedeți rezultatul de aici. 5. 5 cât era în exemplu. Ok. Uh, se vede rezultatul sau trebuie să fac mai mare? Că de fapt nu văd că nu spune. Se vede ok, super, mersi. Acum, pentru varianta eficientă. După cum am zis, divizorii vin în perechi. Pentru 12. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Doar la pătratele perfecte nu vine Ai să iau un alt exemplu. 81, o, puf, prea mare. Mai stau să calculez. 1, 25 și singurul e 5, 5, 5, cred că următorul. Hai să iau unul cu mai mulți divizori, 64. 64. 1, 64. 2, 20, și 32. 4, 8. 4, 16, nu 8. 16, da. Și 8, 8. Observați că divizorul ăsta e pereche cu el în sus, pentru că e, efectiv, radicalul numărului respectiv. Și... Noi avem nevoie numai de partea stângă din pereche. Noi trebuie să calculăm numai partea stângă. Ce vă explica acum nu e neapărat pentru nivel de bac, e pentru un nivel mai sus de bac. Că la bac nu vă cere așa ceva să calculați eficient. Partea stângă, observați că din perechi, o găsim numai până la radicalul numărului respectiv. Adică noi nu trebuie să trecem de radical ca să ne dăm seama de uh, toți divizorii, de numărul divizorilor. Chiar și de toți divizorii. Deci putem să obținem ba divizorii, Ba, numărul total de uh, divizori. Și am zis că o să merg până radical. Deci, eu pleacă de pe 1, mare atenție, acum o să plece de pe 1, să mă gândesc. Nu, o să plece de pe 2, și K-ul ăsta o să plece de pe 1. Că mă gândeam că dacă pleacă de pe 1, o să ia perechea. Dar dacă îi dau lui k 1 default, pentru că orice număr se are pe el însuși jucător, da, orice număr sale pe el însuși uh, divizor. Uh, automat, cel puțin o posibilitate sigur există. Un grup de k -a jucători. A, ah, trebuia să returnez posibilitățile, nu trebuia să denumesc asta neapărat k nu e relevant oricum. Deci plec de la 2 și merg până la radical. Și nu o să merg până la i mai mic decât radical, sau SQRT de N, pentru că, din nou dacă A egal cu radical din B, dacă ridic totul la pătrat, automat A ori A egal cu B. Și pot să fac I ori I mai mic egal decât N. Și nu să nu trebuiască să folosesc, folosesc funcție predefinită. Deși la BAC ar trebui să fie ok cu funcția asta. E Și verific. Este cumva divizor uh, da, este cumva divizor I pentru N. Dacă da... Ar trebui să-l cresc pe K și să verific dacă NDV este diferit de I. Adică 32 împărți, uh, 2, 64 împărți la 2 sunt de a 32. Dacă folosim avem nevoie și de librerea med mat.has sau c-mat. știu că e pentru c, c e pentru c++. Deci am împărțit N-ul la I. De ce l-am împărțit? 64 împărți la 2 sunt de a 32. 64 împărți la 4 sunt de a 16. Adică exact perechea din dreapta divizor. Diferite de I, de deci ce trebuie să fie diferite de ei? Că 64 împărțit la 8 o să dea 8 și să evit să adun de două ori același, același divizor, că nu mi-ar da numărul total ok. Și acum dacă rulez, tot 5, deci funcționează. Scrieți un program care se lese de la tastatură și elementele tabloului. Nu afișează pe ecran. Nu știu cea mai mare dintre valorile strict mai mici de string mai, cea mai mare, string mai mic decât 21, ok? Sau mesajul nu există, dacă nu există fel de valoare prin respectivă. Deci pentru MC3, tabloul alătura se afișează pe ecran. 16, că 16 cel mai mare. A, că e mai mic decât 21, nu există, că nu este niciun mai mic decât 21. Și după aia 9. Ok, asta nu pare atât de grea. Pur și simplu parcurg matricea și am un if. Cât de mare pasiul matricea A de 101 pe 101, că zice acolo că așa aparține. Asta e chiar frumos. Băi, da, e simplu. Ce citește M și N? A, Deci plec de la 1. Și ca să fie mai ușor de înțeles pentru voi, o să iau N linii și M coloane, cum sunt obișnuiți elevii, în general, la liceu. Nu cu scriei nenunți, că probabil îi da și să deruteze. Sin A de și J. Putem să-l fac direct din citire, nici nu avea nevoie de matrice, dar de dragul exercițiului să scriu cu o parcurgere I++, plus, plus, tot îmi scriu I++, plus, plus, care de fapt e același lucru, aproape același lucru. Deci trebuie să fie mai mic decât 21 și maxim pe linie. Deci un maxim, de fapt maxim ăsta nu trebuie inițializat aici, că îl inițializez aici. Îl pot inițializa ca o valoare foarte mică, deci nu zice, citește la tastatură numere din intervalul, Poți să-l cu 0, pentru că 0 e în afara intervalului citit în capătul din stânga, sau poți să-l cu primul element de pe linie, adică A D, I și 1. Cum vreau eu, nu contează. E același lucru. 0. Dacă maxim e mai mic decât A D, I și J, maxim egal cu A D, I și J. A, și mai trebuie o condiție aici, A D, I și J să fie mai mic decât A, 21. Mai, strict mai mic decât 21, ok. Bă. Interesant, Silain. Că s a obișnuit să pun acolo de probabil de -aia. If maxim egal cu 0, atunci nu am nevoie de acolo de se aud. Nu există, pentru că dacă e egal cu 0, înseamnă că nu s-a modificat deloc în, deloc, în parcurgere. Nu există. Și pe else se aud maxim. Uh, trebuia să afișez și un backslash -en. Hai să continuăm. Deci, dacă am calculat maximul, o să-l afișez. Dacă este 0, adică valoarea cu care l-am inițializat, este. Nu există. Ok. Hai să vedem și dacă merge. Câte linii am? Am 3 linii și 5 coloane și am 6, 16, 21, 4, 90, 92, 26, 36, 95 și 80. 5, 2, a, oh, trebuia pe aceleași linie, dar nu contează. Tot același lucru. 16, nu există. 9, super. Uh, ok, hai să vedem 3 atunci. Fișierele conțin... Proiectați un algoritm al memorie și al timpului de executare. Când vedeți algoritmi eficient în punct de vedere al uh, memoriei utilizate, automat nu aveți voie cu vector, chiar fiind ei și vector de frecvență, tablouri de frecvență, nu aveți voi cu tablouri. În general, dacă folosiți tablouri de frecvență sau vector de frecvență, mă rog, nu, -ți, nu se cere și algoritmi eficient din punct de vedere al, al memoriei, doar al timpului. Deci ce aș avea de făcut aici? Deschid două fișiere cu... E puțin mai ciudat. Ciudată problema asta. Că trebuie să deschid două fișiere cu două citiri diferite? Deci dacă e un tablou de frecvență, nu. Orice tablou de frecvență, în general, nu e considerat uh, ca fiind... Uh, eficient din punct de vedere al memoriei, că așa justifici eficiența din punct de vedere al memoriei, că nu folosești tablouri. Acum, dacă nu ai o altă metodă prin care să rezolvi problema ta, folosești tablou de frecvență. Uh, dar și eventual nu mai justifici eficiența, să zic. Dar uh, în general nu ar trebui să fie, folosit, uh, să fie folosite tablourile când se cere și dim de dimensiuni uh, și uh, frecvență. Doamne! Uh, când se cere și eficiență din punct de vedere al memoriei. Dar nu, nu vă bazați. Deci, dacă nu vă iese problema să fie eficientă din ambele puncte de vedere, măcar unul dintre ele să fie eficient. Și dacă nu vă iese eficient deloc, faceți problema cum puteți voi. Măcar câteva puncte să păcăliți. Că dacă nu faceți deloc și stați să vă chinuiți să vă iasă eficient, luați zero puncte. Și e mai ok să faceți ceva să luați, să luați punctaj decât să nu luați deloc. Deci poate prima dată face soluția ineficientă pe ciornă și abia apoi faceți și soluția eficientă. Nu e nicio problemă, că trei ore e timp destul să, să vă gândiți. Deci mult mai ok așa decât să vă, să vă grăbiți la soluția eficientă. Ok. Și aici am de făcut o interclasare și să afișez numai numerele divizibile cu 5, care se găsesc doar în, în unul din fișiere. Adică cumva efectiv opusul intersecției la numerele divizibile cu 5. Și interclasare, prima dată, ca să deschidem fișiere, include if stream, if stream fin 1, pentru fișierul 1 o să am fin 1, fin vine de la sin, numai că în loc de console input, sin de console input, fin o să fie file input. If stream input file stream, file input, oricum aici puteți să puneți orice, f, nu contează. Important e că avem fin1 și fin2, pentru că trebuie să deschidem două fișiere. Fin1 bAC 1xt și avem și fin2 bug2.xt Ok. Deci ia warning probabil că nu le, le folosesc niciodată. Asta e de la IT, dar nu e nicio problemă că o să le folosesc imediat. Și trebuie să afișez pe ecran. Da. Ok. Mare atenție să tratați cazurile de nu există. Că s-ar putea să faceți problema, să vă vină ideea genială de a o rezolva eficient din toate punctele de vedere și să uitați de cazul de nu există. Recitiți anunțul și asigurați-vă că ați acoperit toate cazurile posibile, că poate nu e un singur caz de nu există, poate uh, pot fi două cazuri. Nu există numere divizibile cu 5 în primul fișier, nu există numere divizibile cu 5 în al doilea fișier. Deci mare, mare atenție la chestiile de genul ăsta, că cred că vreo două puncte și în loc să la 10, luați 90, maxim. Dacă ați mai greșit altundeva la o grilă, s-a dus. Uh, ok. Nu o să am nevoie de tablouri, o să am nevoie doar de lungimea uh, primului, lungimea elementelor din primul șir și lungimea elementelor din al doilea șir. O variabilă cu care o să citesc elementele din primul șir și o variabilă cu uh, care o să citesc elementele din al doilea șir. Cu ajutorul care o să citesc elementele din al doilea șir. Mai am nevoie de două variabile pentru a itera uh, prin fișier, adică să știu pe al câtele elemente citit sunt din primul fișier Eu și din al doilea fișier ju. Uh, citesc N fiind 1 N, adică lungimea primelor elemente din, uh, din primul fișier și lungimea șirului din al doilea fișier. Ok, eu și J o să l inițializez cu 1. Și pot să citesc în afara, o să urmeze un while. Uh, ok, deci văd că toată lumea știe interclasarea. Nu e nicio rușine dacă nu știți, deci nu e, nu e nicio problemă. Inițializez iteratorii cât timp, uh, cât, timp, cât, timp, cât timp este mai mic egal decât N, adică lungimea primului șir, J nu a ajuns la finalul celui de-al doilea șir. Verific cum este x față de y. Dacă x este mai mic față de y, uh, am uitat să citesc aici, scuzați. Am zis că citesc în afară primele elemente, fiind primul element din ambele, uh, ambele fișiere pentru a compara. Dacă x este mai mic decât y, trebuie să verific ceva și apoi trebuie să-l citesc pe x. Trebuie să trec, uh, să trec cu x-ul mai departe. Că altfel, mi-o să -mi rămână. Uh, o să-mi rămână pe, pe primul element, dacă nu trec cu el mai departe, sau dacă trec cu el numai când este respectată condiția pentru afișare. Și acum pun condiția pentru afișare. X trebuie să fie divizibil cu 5. Dacă e divizibil cu 5, îl afișez pe ecran. Dacă puneam fiind, că mulți greșesc la chestia asta, dacă puneam fiind în interiorul if-ului, sub programul, mă rog, programul meu ar fi mers, cu, uh, ar fi mers până la infinit, while-ul ar fi intrat în ciclu infinit că x ar crește doar când este și uh, divizibil cu 5. Dar poate nu întotdeauna e divizibil cu 5 și o să rămână aceeași valoare constant și constant și uh, face aceeași verificare tot timpul. Uh, același lucru și pentru y. Dacă y e mai mic decât x, aș trebui să fac și un i, că trebuie să trec mai departe. Că altfel o să rămână eu la fel și iarăși merge până la infinit. Pentru Y exact același lucru, deci dacă Y modulă 5 egal 0, se aud Y, fiind 2Y și J++. Mulți cu, uh, fac IF și nu mai pun ELSE aici, și fac IF-IF. Doar că chestia asta nu e greșită. Pentru Doar că chestia asta e greșită, nu că nu e greșită. Pentru că în momentul în care tu nu ai ELSE aici, if if -host o să se verifice oricum. Și în cazul în care tu ai ieșit din afara fișierului, adică tu ai terminat fișierul de parcurs, mi-o să-mi compare cu o altă valoare Y în loc să compare cu următoarea valoare din fișier. Și în momentul în care fac interclasare cu tablouri, e și mai rău că îmi crapă programul. Deci e foarte important să aveți else if. If, else if și mai urmează din nou un else. Dacă X nu e mai mic decât Y și dacă Y nu e mai mic decât X, ultimul caz, care a rămas e când x este egal cu y. În cazul de față, singurul, singurele lucruri pe care trebuie să le fac este să trec mai departe și cu x-ul și cu y -ul. Nu trebuie să le afișez, pentru că problema îmi cere doar elementele care sunt divizibile cu 5. Deci nu îmi cere toate elementele, îmi cere doar cele care sunt uh, divizibile cu 5 într-un singur fișier. Asta era important. Da, care nu sunt comune. De exemplu, aici 20 era și în primul fișier, și în al doilea fișier și nu este afișat pe ecran. Ok. În momentul în care am terminat cu while-ul ăsta mare, nu înseamnă că am terminat un fișier, că poate unul dintre ele o să termine mai rapid. De exemplu, o să compare 24 cu 60 și 24 este mai mic din al doilea fișier. Îl citește pe Y, nu mai are ce să citească și o să rămână 24. Face J++ și J-ul ăsta o să devină mai mare decât M. Se oprește while-ul doar mai, mai, am pe 60 ăsta aici. Și nu, mai, nu se mai afișează nicăieri dacă las problema așa. Mai am de verificat două cazuri. Cazul în care nu s-a terminat primul fișier sau cazul în care nu s-a terminat al doilea fișier. Deci cât timp I este mai mic egal decât N? Verific, nu mai am verificarea asta cu X mai mic decât Y, nu mai are sens. Verific direct dacă X modulo 5 egal cu 0, dacă X este divizibil cu 5, îl afișez pe X și I uh, plus plus. Același lucru și pentru Y. Nu se intre niciodată în ambele while-uri de aici, pentru că dacă intra în ambele while-uri, while ar fi o... Uh, cum să zic... un paradox, sau nu știu. Ideea e că condiția care trebuie respectată e Y să fie mai mic egal decât N și J să fie mai mic egal decât M, că ambele să intră în while-urile astea mici de aici. Dar înseamnă că nu s-a terminat while-ul mare de aici. Automat, doar unul dintre astea două while-uri o să fie rulat. Deci nu trebuie să fac nicio verificare înainte ei, să fie mai mic egal decât N, atunci fac while-ul. Nu. Le scriu pe amândouă că numai unul dintre ele, poate nici unul dintre ele, poate, se poate rula um, da, se pot rula da, se poate rula doar asta mare de aici, să nu se mai ruleze niciunul mai mic. Dacă pe ultima poziție din ambele fișiere ai același număr, ai același valoare. Atunci o să se termine ambele în același timp. Și zi, plus plus. Și am uitat de fin aici. Fin 1x, fin 2x. Și ce ziceam la început, cazul de nu există, de care era să uit. Am o variabilă, ok, pe care o inițializez cu 0 o cu 0, consider că la început n-am nicio valoare afișată. Și în momentul în care eu intru într-o afișare din asta, eu o să fac ok 1, pentru că am afișat. Și trebuie să fac acelea, chestia asta la fiecare afișare în parte, nu doar la astea din mai mare, ci și la astea din mai mic. Ok, egal 1. Ok, egal 1. Îmi bag 1 să pun asta de aici. Și în bag 2 o să pun astea de aici. Ok, și dacă rulez ăsta, 50, 60. Exact cât cerea și să zic că le elimin pe toate, uh, care sunt unice. Îi dau ran. 5, 20. Opa! 1, 2, 3, 4. A, am uitat să modific lungimea aici. Și dacă îi dau 7, nu A, ah, am uitat să am spun if, am pus variabile aia, dar am uitat să pun if. If, ok, egal 0. Se aud, uh, nu există. Mare atenție, nu există exact cum scrie aici. Deci nu diferit. Nu există. Ok, și hai să luăm. Să luăm uh, exemplele astea de aici. Așa. Și asta de aici. Așa. Îl punem în, în paint, new. La ultimul A nu era fiind 2? Ba da, am pus altceva. Am pus fiind 2x8. Mersi. Oricum nu afectează că nu era y-ul care avea mai multe elemente. Era uh, Shiro, uh, primul, primul fișier, deci nu afecta. Dar mersi de observație, n-am observat. Nu am văzut asta. Ok, și am doi vectori. Primul de 7 elemente. Bă, ăsta chiar are 7 elemente, cred că. Da, are 7 elemente, ok. 1, 2, 3, 4, 7. Am exact unde am numere mai mare, am pus spațiu mai mic. 60. Și aici am 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 20 și 24. Ok. Sub so, programul meu, uh, programul meu ce face? Sunt cu ambii iteratori pe poziția 1. Da? Asta e eu, Ăsta e J. 1, 1. X este mai mic decât Y? Ăsta să zic că e șirul X. Nu o să, să, mai stau să citesc elementele. Asta e ordinea în care se citesc elementele, efectiv. X este mai mic decât Y? Da. 1 e mai mic decât 3. Este divizibil cu 5? Nu. Deci trece mai departe. Crește I-ul. Intră din nou unul Este, uh, mai mic decât, uh, este X mai mic decât Y? Da din nou trecem mai departe, din nou trecem mai departe, din nou trecem mai departe, abia aici o să devine Y mai mare decât X, Y mai mic decât X, și o să intre în de aici. Și acum o să crească Y modul 5 este egal cu 0? Nu, pentru că Y este egal cu 3. Și o să crească Y-ul, o să crească j mă rog, o să citească o nouă valoare pentru Y. Și acum o să compare 7 cu 5. X este mai mare decât Y, 7 e mai mare decât 5. Y modulo 5 este egal cu 0. Îl afișăm. Și trecem mai departe. Acum astea două sunt egale. Și o să intre pe cazul ăsta când trec ambele în același timp. Și o să fie 6, 4. 8 e mai mic decât 20. Intră aici. Și uh, intră în asta și nu intră în ăsta mic, că automat 8 nu e divizibil cu 5 trecem mai departe și aici trecem mai departe. 10 e mai mic decât 20, 10 modulul 5 este egal cu 0 și o să-l afișeze și pe 10. Trecem mai departe, 12 iarăși mai mic, 8, acum ajunge să fie egal. Și dacă sunt egale, proprietatea era, asta, asta, e șmecheria, că dacă sunt egale, nu le verifică dacă e modulul 5. Trece, trece, cu, ambele, uh, trece cu ambele mai departe. Deci ăsta o să ajungă 7 și ăsta o să ajungă 9. Ok. La următorul apel, Y o să fie mai mic decât X, dar uh, nu, uh, nu este divizibil cu 5 și trece cu J-ul pe 10. Aici nu mai are unde să meargă și se oprește. Se oprește while-ul ăsta mare, cam am ieșit din primul șir. Și rămâne doar 60 ăsta, care o să fie întâlnit și o să fie afișat aici. În momentul în care intră un while, x modulo 5 este divizibil cu 0, afișăm, trecem mai departe și se oprește și while-ul ăsta de aici. Se oprește și că, pentru că am ieșit din primul șir. Un while-ul ăsta nu intră pentru că automat j e mai mare decât m și ăsta nu se afișează pentru că ok ul are valoarea 1. La nu o să scriu, că e destul de mult de scris. Tot așa am pe YouTube un video în care explic de subiectul 3 cum să fie abordată chestia asta cu justificarea, pentru că e destul de importantă pentru unii profesori. Și aveți de răspuns la patru, uh, patru sau trei întrebări, nu mai am Da, ba, da, cred că sunt patru acum, având în vedere că eficiență și de timp și de spațiu. Prima întrebare. <coughs> Ce face algoritmul? Descriți în limbajul natural algoritmul proiectat. Ce face algoritmul? Pentru întrebarea asta puteți să răspundeți cu enunțul. Algoritmul utilizat uh, afișează pe ecran în ordine crescătoare separate pe câte un spațiu numele divizibile cu 5 care se găsesc doar în ordine de 6 în ordine, de 6, în ordine de 5, în Dacă nu există niciun astfel de număr, se afișează, nu există. Deci, puteți să folosiți chestia asta în justificare, că e foarte bună. Ca și cum ai face o compunere la română sau răspuns la o întrebare și răspuns cu jumate din întrebare. Deci, asta e la ce face. După aia, la cum face chestia asta? Aici trebuie să descrieți algoritmul vostru. E mai ok. Am citit două variabile, N și M, care repre... am citit primele două numele din ambele fișiere, N și M, care reprezintă lungimile șirurilor. Apropo, paranteză, încercați să scrieți pe ciornă justificarea asta, pentru că totdeauna o să vă vină idei să spuneți din ce în ce mai mult. Mie, de exemplu, acum dacă zic oral, poate o să-mi vină o idee să-i completez ceva din apoi. Deci vă recomand să scrieți pe ciornă, prima dată măcar o structură, dacă nu tot. Închid paranteză. Deci am citit primele, așa, care sunt lungimile șirurilor, apoi am parcurs, folosind algoritmul de. utilizând algoritmul de interclasare, uh, numerele din fișier, dar dacă elementul din primul fișier este mai mic decât elementul din al doilea fișier, verific, uh, verificam dacă era divizibil cu 5 și îl afișam pe ecran în caz uh, favorabil, apoi uh, Citeam următoarea, următorul element și creștem iteratorul primului șir. Deci, citeam, da, citeam următorul element din șir. La fel, același lucru și pentru al doilea, în cazul în care al doilea era mai mic decât primul, iar în cazul în care ambele elemente erau egale, treceam mai departe pentru că aveam nevoie să afișăm numai elementele divizibile cu 5, trec mai departe, adică citesc și din primul șir și din al doilea șir, cresc iteratorul și la primul șir și la al doilea șir la final, în cazul în care unul dintre, unul dintre fișiere, unul dintre șiruri nu era terminat de parcurs, unul dintre șiruri dar nu era parcurs până la final, parcurgeam și verificam dacă avea elemente divizibile cu 5 și le afișam pe ecran. În cazul în care, da, uitați să zic, uitați aici o completare, când explicam de chestia asta că afișam cu 5, puteam zic că fac și o variabilă, o setez din 0, o setez 1, ca să știu că am afișat ceva pe ecran. Și la final pot spune că variabila asta este, dacă este 0, dacă are valoare 0, înseamnă că n-am afișat nimic pe ecran și trebuie să afișez, nu există. Și, ok, acum am răspuns la ce face, după aia cum face și după aia de ce e eficient ar trebui. De ce e eficient din punct de vedere al memoriei. Algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere al memoriei utilizate, deoarece folosește, nu folosește tablouri, ci doar câteva variabile simple, Variabile simple înseamnă sale care n-au pătrat după, adică care nu-s vectori. Da, folosesc câteva variabile simple. Acum cu complexitatea de spațiu, e o treabă puțin mai ciudată la BAC, pentru că întotdeauna tabloul tău are un număr finit de pași, un număr, un număr finit de spații. Mă gândeam la aia de timp cu pașii. Adică poți să ai 1000, poți să ai 100, poți să ai 10.000 ca vector, că tot constantă constant e numărul respectiv uh, de variabile. Adică tot o mie de blocuri folosești în memorie. Și nu prea ar fi justificat să zici că e complexitate constantă la BAC, la memorie. Că nu faci uh, resize-uri de memorie, nu știu cum se cheamă, alucări de memorie, din astea ștergii de memorie cum faci la facultate. A Acolo e uh, variabilă complexitatea de spațiu. Dar la BAC întotdeauna e constantă, e O de 1. Că constant înseamnă că în momentul în care tu rulezi algoritmul, să știi dinainte uh, numărul de pași în cazul timpului sau numărul de spații utilizate în cazul memoriei. Și am zis întotdeauna la liceu se fac tablouri simple care, pe care nu le redimensionezi și e fixă memoria. Deci nu trebuie să spuneți neapărat de complexitatea de memorie că e o de 1 în schimb, la complexitatea de spațiu puteți să la complexitatea de timp puteți să spuneți. Da, la complexitatea de spațiu nu puteți spune că eu de unul, la complexitatea de timp puteți să spuneți um, care este mai exact complexitatea. Pentru păi, justificarea uh, com, eficienței de punct de vedere a timpului, la interclasare, um, puteți să spuneți că folosiți doar parcurge O de plus M. ODN pentru că parcur toate elementele. E ODN, dar ai doi, vectori, nu ai un singur vector. Deci puteți să spuneți că parcurgeți vector, șirurile, că nu sunt vectori, ești șiruri, parcurgeți șirurile o singură dată. Și complexitatea totală e ODN plus M. Nu e ODN ori M, că nu ai while în interiorul while-ului. Dacă avei for în for sau while în while, atunci sunt în înmulțiri. Dar tu le ai, cumva aici, tu parcurgi ambele șiruri în același timp. Și la final, tu o să le parcurgi pe ambele și în desen este Este asta că le parcurgi pe toate până la final. Și numărul de pași pe care îl faci e lungimea primului șir plus lungimea celui de-al doilea șir. Puteți spune că are complexitate liniară, O de N plus M. Liniară înseamnă că uh, crește în linie. Adică e 45 de grade pe grafic. Care e graficul? Aici este, să zic complexitatea. O să-i scriu O și aici e n -ul. Aici dacă am n 2, complexitatea mea tot 2 o să fie. Ideea e că crește la 45 de grade. Aia e schema, de aia e schema liniară. Hai că o e și 45 de grade. Dacă... Așa. Dacă, o, dacă n meu este, să zic, 5, complexitatea mea tot 5 o să fie. Numărul de pași pe care îl fac complexitatea nu poate să fie, uh, nu poate să fie o constantă. Mă rog, nu prea am trasat drept linia, dar cred că v-ați prins. Și o de N plus M, dar trebuie să știți uh, specificați cine e N, cine e M. Deci puteți spune O de N plus M, unde N. Și M reprezintă lungimile șirurilor citite sau lungimile valorilor din fișier.